Vă salut din nou, columbofili adevărați. Ce mi-areți aici? O grămadă de... Cocoșei. Cocoșei, găinuțe, cocoșei, micuțe. Cocoșei pitici. Am vreo 30 de cocoșei pitici și vreo 10 femele. Cât ar fi o găinuță și un cocoșel? Nu pot să dau doar pereche și 2 plus 1. Da, cât ar fi? Între 40-60 de lei bucata. Sau și rațe ai de dat? Rațe nu am. Trebuie să vină cineva. A cumpărat două femele și un mascul. Și... Bă, dar găinuțe ai multe. Da, multe. Am viandot tinere, am viandot. Ai și viandot? Aia tânără? Aia cât ar fi bucata? 140. Faină, mă. Da, da. Aia cred că și începe să se ouă, așa? Am mai mici ca aia. Aia la cât ai? Așa la 120 de lei, 100 de lei bucata. Și cu cocoș, 2 plus 1. 2 plus 1, da. Da, dar lăsați numărul de telefon, nu am de dat așa, vreo 3 combinații din astea. Adică și pe roșu ai viandote. Pe roșu nu mai am de vânzare. Dar am văzut, ce ai aici? Aici? Da. Uitați ce murdare zrațele. Am mers la un pârâu, am mers la un pârâu și acolo a fost și nămul. Câte rațe ai? Nu mai știu. Am și multe. Da. Frumos, mă. Ai perechea asta frumoasă și de bramă. Asta e cocoșul, am filmat găina. Și așa de dat. Așa cât ar fi? 120 de lei. E de anul ăsta. Fai, mă. Frumos. Frumos, uite ce fai. O să am o combinație cu gât golaș. Și gât golaș ai de dat? Nu am. Acum am formez eu. Am brahma, perechea asta de brahma, găina mai închisă și cocoșul. Da, uite bă ce fain e. Găina asta și cocoșul. S-a făcut timp frumos și acum mi-a scos niște scânduri la uscat. Găina asta și cocoșul, care l-ați văzut, da. E un brahma mai închis. Da. Da. No, cine dorește, doar perechea asta. Dacă tot am venit, filmează un pic și brahmele astea albe. Câte ai de astea albe? Cocoșul și 4 găini. Gheorfi, nu ai de dat? Nu am de dat, Gheorfi. Ai dat, Gheorfi? Am dat. Păi vă dați seama că la prieteni pe care îi cunosc de mult, mă cunosc, îmi cer. Pentru cei care nu mă cunosc, vă dați seama că vor crede că o să am full, dar nu am. Fac comandă, pe comandă. Câți pui ai scos anul ăsta? Nu știu, vreo 400 de pui. Uai de mine! Dar e multă treabă cu ei. Da. E multă treabă cu ei. Ioane, văd că ai și rațe mute. Dă-ți două femele și un mascul, o femeie ieșită din țară afară. Și astea ar fi de dat? 330 de lei. Au fost cumpărate de o lună de zile de un prieten. El s-a mutat și mi l-a lăsat mie să-i le vând. Dacă treabă cineva, e dat cu 300. Bă, și ai și o bibilică de dat. Da, o bibilică, dar n-ar rost să mai vorbim despre ea. Uite aici, bă, frumoase-s, bă. Frumoase-s, bă. Eu nu sunt frumos. Barba asta de moș Crăciun. Frumoase-s, bă, aici, bă. Câte viandote de astea ai? Nu știu numărul. Deci am ajuns la un număr în care nu mai știu. Dar văd dacă lipsește ceva, îmi dau seama, dar cum mai târziu. Frumoase, mă. Uite aici. Le dai mâncare pe săturate. Vă dați seama la mine. Și frumos. Din astea avea de dat. Aș avea de dat, v-a spus, tineret ceva. Cum ar fi cocoșul acesta care merge încolo. Da. Sau cocoșul acesta. Da. Acesta de anul ăsta. Și cu femele din ele, tinerele. Da. 120-130 de lei bucata. 100 de lei bucata. Depinde, că 100 de lei nu prea am. Poate că... Păi acum n-au, după și... Am cocoșul ăsta de anul trecut, de vânzare cu sora lui. Am făcut o combinație pe MOV, v-am spus. Ce fain e, mă! Știți? Ăstea cât ar fi? No. Păi ăstea... Ăstea 150 de lei bucata. Ăsta e cocoșul. Da. Cocoșul.
e așa, o combinație cu mov, cu maro, în bene, o cocoșul foarte frumos. O să-mi scrie. Și găina e faină, mă. Să, sau să mă sune la telefon, dar cu posibilitatea de a trimite sau cu banii în avans. Da, în ca să nu iei țeapă. Deci cu posibilitatea de a trimite și să am transport. Dacă da. Nu am, nu mă încurc, dau aici în zonă, știi? Dacă cineva e interesat și chiar e dispus, 0741838386. Încă o dată. 0741838386. Ai un bragma la Cicu. Bragma. Și-l ai de dat. Da, nu, ăla e pentru cineva, pentru un prieten. Da. Nu pot să, chiar toate păsările care ar fi de dat să le dau la distanță mare. Da. Ai vin aici și după aceea știți cum e. Da, da. Ca un prieten, da. Eu să îi refuz, nu-mi place. Și asta place. Pe alba, asta e combinată de-a ta cu da, ceva? Da, asta e combinată de-a mea. Dar probabil și asta aș da-o. 150 de lei bucata, are vreo 2 ani. Sau 3, cred că vreo 3. Tu câți ani o ții o găină așa? Că am vreo 4-5 ani țin găina și aș țin eu și 7. Dar atunci las din preț că sunt persoane care caută sau dacă da. Nu facem o supă de găină bună. O supă de găinușe. Nu-mi place să vând găini bătrâne, da? Cum da. Nu știți. Măcar găina bună face ciorba bună. Și tocănița o face și cea tână. O bine, bine, te salut cu stimă. Vă salut pe toți cu stimă.